Noi îl numim un prânz al prieteniei, unde beneficiarele noastre care au organizat și manageriat acest spațiu, pe care noi îl numim ROA Info Hub, au hotărât să facă acest prânz ca un semn de mulțumire pentru toate organizațiile și instituțiile care le-au ajutat în decursul anului trecut. Și a vrut să le dea un pic din emoțiile lor. Am hotărât să facem ceva tradițional ucrainesc, numai că dacă e post am separat un pic carne de borșo roșu, ca în semn de mulțumire din partea la toate mamele pentru suportul care l-am primit, care îl primim în continuare, de mulțumire pentru toate organizațiile, pentru toți cei care ne ajută pe parcurs și ne-au ajutat foarte mult. Da, dorim să facem din acest eveniment o tradiție, să încercăm să facem măcar o dată pe lună un eveniment asemănător cu preparate pregătite de gospodinile noastre, semn de mulțumire pentru cei care ne-au fost tot timpul alături. Aici avem cotlete de pește, că e post, e postul Petru și Pavel. Avem și o salată cu morcovi. Se mănâncă la noi tot timpul. Avem și hrișcă. Pentru borș avem și niște carne separat. Cine dorește borș de post va fi doar borșul de post, dar cine dorește post pui și carne. Și avem niște pâinică coaptă cu usturoi, chiar că e ucraineană-ucraineană, e copt de o fată din Ucraina și pâine neagră. Și slănină. Gospodinele au pregătit și tradiționala șuba, o salată cu sfeclă roșie și pește sărat, compot din fructe uscate și prune afumate, iar vedeta evenimentului a fost borșul roșu tradițional, făcut din sfeclă roșie, varză, morcov, fasole și multă dragoste. Conform indicațiilor, doritorii pot adăuga după poftă carnea fiartă direct în farfurie, iar oaspeții s-au arătat nerăbdători să guste bunătățile oferite de mamele ucrainene. Vorbim mai întâi sau întâi mâncăm? Cum vrei. Nu, vorbim întâi, că știi, vorba lungă, poftă mare de mâncare înseamnă, știi? Când stai în preajma unor vase aburinde, cu ce se cheamă mirozne, cu îmbietoare, eu știu, chemări la degustare. Noi degustăm, dar de fapt o să mâncăm ca niște nehaliți, ca niște haplea, pentru că rețeta este cunoscută, noi o știm și am așteptat-o. Eu de-abia aștept, vă spun că voi mânca cel puțin 3 farfurii ca să mă hidratez. Și masa asta e binecuvântată, nu? Roadele pământului. Care ar fi gândul, primul gând care mi-ar veni mie după ce am mâncat cu bucurie? Dă, Doamne, pace! Pace, pace, că dacă dispare flagelul ăsta al războiului, fericirea va pogorâ din nou în spațiul ucrainean. Am gustat, mi-a plăcut foarte mult, sărmâna pentru masă, sărmâna pentru borș. Cu drag, vă așteptăm din nou la masa noastră, la prânzul nostru, în fiecare lună, cum a zis Alina, vă așteptăm cu mare drag. Și desert, la urmă este și desertul. Vai de mine, totul a fost foarte delicios și mulțumim tare mult pentru tot și pentru ospitalitate și pentru masa asta îmbelșugată. În jurul mesei, mamele ucrainene împreună cu binefăcătorii au stat împreună și au depănat amintiri. Invitația la borșul roșu ucrainean a însemnat pacea gustului de acasă din Ucraina, împreună cu emoțiile locurilor de dincolo de graniță năpădite de război.